Ascultă. Best way to start the day. Keeps me busy while I'm in the car. And I'm feeling like... Turn it up. Europa FM. Mulțumim pentru că sunteți cu noi, suntem live și pe Facebook începând din acest moment pentru rațiunea zilei. Cătălin, salut, bine ai venit! Salutare, ce mai faceți? Noi foarte bine, uite, vă așteptam și eram foarte curios să aflăm ce ne-ați pregătit pentru după amiază asta. Mă gândeam acum că mi-a sărit în ochi și știrea asta, merită să o menționăm, poate mai discutăm săptămânile astea. Judecătorii CCR au decis că eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor este neconstituțională. Foștii parlamentari vor primi bani înapoi pe ultimele 15 luni. Buf. Păi nu avem și foști parlamentari la printre judecătorii de la CCR? Ba da, cum nu? Da, păi cum, și atunci cum? Te așteptai la... Lasă. Nu mă aștept, păi de-aia nici nu vreau să vorbesc. Lasă că de-aia are lumea impresia, probabil că juridic, dacă o stuiți pe decizie, probabil că eliminarea a fost prost făcută, știi? Sau chestii de genul ăsta. Dar de asta are lumea impresia ieri, când au venit la România direct și a zis, da, dacă mi-ar da mie o armă să plec în Moldova, să lupt sau în Ucraina, eu întâi aș trage în Parlament, așa a zis cineva. Uite, da. Fix din asta, pentru că nu înțeleg de ce parlamentarul trebuie să fie mai special decât cetățeanul de rând, care muncește mult și greu în țara asta, ca să plătească roborul de 5 ori mai mult. Da, am văzut și asta. Măseacă, deci a trecut de 5 deja. Da. Este incredibil ce se întâmplă. Dar vorba unui alt ascultător, bine că suferă Putin. Și noi suntem fericiți. A, da, asta nu e... Mă rog, da, astea nu sunt strâns legate între ele. Astea venea oricum, cu sau fără Putin. Asta cu roborul venea oricum. Hai să vedem ce... Da, am venit cu totul altceva, da. 3, 2, 1, start. Rațiunea zilei cu Cătălin Striblea la Europa FM. Azi e simplu pentru cine folosește companiile de ride sharing, cum se cheamă, le dăm numele cu trei. Deci n-am cum să Uber, le... Bolt, nu? Și FreeNow. Și FreeNow, ok. Și FreeNow, da. A venit Consiliul Concurenței și le-a propus legiuitorilor români, respectiv domnilor parlamentari, să scoată sau să facă o legislație prin care să introducă, să scoată tariful dinamic. Da? Știi ce e tariful dinamic? Probabil atunci când plouă, sare prețul de... Scrie acolo sărci, da. 1,8 scrie prețul 1,8 sau 2, nu știu cât, că e aglomerat, că în funcție, în funcție de condițiile meteo, că e noapte, că e zi, că e sărbătoare, că zi, că e sărbătoare și să mărește tariful ăsta. Și vor să-l scoată? Da, e o propunere. Deci Consiliul Concurenței, organismul care vede cum funcționează diversele piețe, s-a uitat un pic la ride hailing, se cheamă acum, nu se mai cheamă ride sharing. Da, ride hailing. Deci la companiile de taxi, Uber, Bolt și FreeNow și s-a uitat un pic prin piață și a făcut un raport și a zis, băi, noi am găsit niște lucruri care nu ne par ok și voi ca parlamentari ar trebui să le rezolvați, pentru că sunt prezente din ce în ce mai multe orașe. Faceți o legislație care să aplice ca o umbrelă la tot. În primul rând, hai să știe tot cetățeanul cum se formează prețul cursei, când îl dai. Dacă îi dai tarif standard, trebuie să explici de ce îi dai și tarif de ăsta de sharing. De asemenea, trebuie să-i afișez, zic ei, ar trebui să-i afișez în cadrul aplicației anumite informații esențiale, care să le permită să ia decizii informate. De exemplu, nivelul multiplicatorului de preț. De asemenea, Consiliul Concurenței mai propune ca și clienților să le fie pusă la dispoziție o interfață, cum au șoferii, da? Cu marcarea zonelor de tarif dinamic. Da, adică să se uite, să vadă, băi, dacă eu merg în zona asta, deja e tarif dinamic. Dacă mă duc în altă parte, nu e tarif dinamic, că el nu e în tot Bucureștiu. Dau exemplu pentru București. Știi ce n-am înțeles eu până acum, Cătălin? Da. Dacă șoferul de Uber, să spunem, știe unde vreau eu să ajung în momentul în care plasez comanda. La început nu era așa când a apărut aplicația, tocmai ca să nu o poată refuza. Că da. Acum se refuză, am mai povestit eu la radio, se refuză pe bandă rulantă. Pe bandă rulantă, da. Dacă te grăbești, nu ești tu vinovat că mergi doar 7 km. E ceva ieșit din comun, adică... De ce vrei tu să spui că la început nu vedeau... Acum câțiva ani nu vedeau sigur. Acum știu că a apărut o modificare
Dar iarăși nu mi-e clar dacă aceea a rămas permanentă. Știu că o perioadă au reușit să vadă unde se duce asta, nu mai știu în momentul ăsta, ca să nu poată să refuze cursa aia. Mie mi s-a întâmplat să mă sune șofer, uite, sună un om, sigur îți povestește. Să zic că șofer de Uber. Sigur îți spune. Mie mi s-a întâmplat să mă sune șofer de Uber, să mă întrebe, da, unde merge domnul? M-a sunat cineva de la Frinau și mi-a zis dacă... Eu le folosesc pe toate, deci să nu există dubii cu ce găsesc, dar eu stând la cuca. Eu nu mai folosesc nimic. M-am enervat, am dezinstalat tot. Folosesc și taxiuri dacă au card, adică cum să nu folosesc taxiuri? Eu folosesc tot. Și m-a sunat un domn și a zis cash, aveți cash? Zic, nu, n-am cash. Zic, e plătit în aplicație deja. Zic, ce treabă? Păi dacă nu schimbați și dacă n-aveți cash, eu nu vin să vă mai iau. Și zic, cum să nu veniți să mă luați? Că ați luat cursa. Mă, dar măcar omul te-a sunat, știi? Adică măcar pretenția asta și aveau de la cei care... Nu, dar el nu mă suna ca să-mi spună că vine. El mă suna să-mi spună că înțeles. Nu mai vine. Da, dar măcar să scrie acolo pe chat-ul ăla. Dom'le, nu vin că mergi doar 6 km sau 7 km. Nu să te lase ca prostul să stai în fața blocului. M-a sunat cineva și a zis, sunt la 14 km, mai vin? Păi vin, o zic, am treabă. Eu chiar am treabă, nu știu dumneata. Probabil s-a gândit el 14 km, nu rentează economic să vin până la ăsta. Bun, spune cineva că n-ar vedea nici acum. Vede nici acum, da. Păi e probabil. Și Consiliul Concurenței propune, deci le-a făcut raportul ăsta parlamentarilor și i-au spus, oameni buni, uitați, am detectat numeroase probleme, eu chiar folosesc termenul de înșelător. Adică îi spun, în momentul în care faceți acest surge sau tarif dinamic, e înșelător, nu sunt clare condițiile în care îl faceți, clientul nu știe de ce îl faceți, doar îi apare chestiunea aia și pare că e obligat să ia lucrul ăla, ori ar putea să nu fie obligat. Dacă tu ai la dispoziție mai multe companii, explică-i modul în care faci prețul, de ce ai procedat așa și omul va decide în cunoștință de cauză dacă merge cu tine sau cu alții. Asta a fost ideea. Acum, de la acest raport care constată niște nereguli până la introducerea lui în legislație, e un drum foarte lung și ar putea nici măcar să nu se întâmple. Adică Parlamentul nu are o obligație în a rezolva toate lucrurile astea, și nici nu are o obligație de a vedea o prioritate în toate lucrurile astea. Dar au pensii speciale. Iată, și aceasta este o bună concluzie, cred că putem să ne oprim aici. Cătălin, îți mulțumim. Te așteptăm mâine din nou alături de noi.